și i-am pus numele Alberta. Fiecare chitară poartă un nume în funcție și de locul pe unde le-am cumpărat, de unde le aveam. Cealaltă cu care plecasem către Calgary, dar s-a pierdut pe drum la Londra, o cheamă Niagara, fiindcă o cumpărasem lângă Niagara. Da. Și la Calgary am ajuns fără chitară, am avut nevoie de chitară, am luat-o în împrumut de la magazin, căutat una să fie foarte bună și a fost dragoste la prima vedere. Și am rămas cu ea. A doua zi a venit și Niagara cu alt avion și am plecat cu două chitări și plăteam tot timpul suprataxă, că aveam, în afară de bagaj, aveam și două instrumente. Dar nu contează. Amândouă sunt la fel de valoroase. Câte chitare ai în total, Ducu? Funcționale, 5. 5. Fiecare dintre cele 5 are o poveste în spate. Fiecare e cu povestea ei. Prima chitară foarte, foarte bună mi-a adus-o soția mea din America. După ce chitara pe care am avut-o până atunci mi-a fost furată la Codlea. La Codlea? Da. Și ai găsit? Înainte de spectacol. A fost recuperată vreodată? Nu. L-au găsit pe cel care o luase. Au aruncat-o peste gard, mă rog, s-a dus. Și atunci Teodora, când a mers în America, mi-a cumpărat o chitară și fiind prima chitară din America, eu i-am pus numele Sharon. Spunând că numai dacă te uiți la ea îți dai seama cât de bună e chitara. Nicio legătură cu Sharon. Nicio legătură, nu. Eu sunt fan. Îmi place foarte mult actrița Sharon Stone. Da. Și așa că și fiecare, am una care e făcută la Reghin, care e neagră, complet. Și-o cheamă? Negruța. Negruța. Exact, da. Da. Și mai am încă un Double Six care e adus de la Londra și are numele de Clyde. I-am pus așa o chestie, Clyde. De la ce? Așa mi-a venit, da. Da. Frumoase povești cu aceste nume alese niciodată la întâmplare. Nu. Doar la aia din Anglia. Mi-a plăcut mie ca și sonoritate, Clyde. Bun, ok. O auzim pe Alberta. Da. Mă uit acum la Alberta, stă așa confortabil în brațele lui Ducu și sunt convinsă că are un sunet. Un sunet, da. Foarte, foarte interesant. Are. E o chitară bună. Ducu, iartă-mă, vreau doar să spun așa, că cei care te văd, vor să te vadă, pe tine și pe Alberta, să intre pe pagina de Facebook România Actualități, pentru că deja noi transmitem live acest interviu. Radio România Oficial este de altfel canalul nostru unde ascultătorii pot vedea toate videoclipurile, toate videourile pe care noi le realizăm cu invitați. Sunt, de fapt, interviuri video Radio România Oficial și acum mă reîntorc la Alberta și la colindele noastre de Crăciun. Cred că este și emoție, și bucurie, și sensibilitate, și de toate pe care le primim acum în studio. Să știi că este și pentru mine este întotdeauna emoție când cânt colinde. Dar și o mare satisfacție sufletească, fiindcă am crescut cu colindele la mine în Maramureș. Atunci când vine Crăciunul, trebuie să cânți colinde și uite, acum pot să cânt aici alături de voi, alături de colegii, nu știu, care ne ajută și cu camerele, cu transmisiile, cu tot, alături de colegii de la din regie. Într-un fel ne simțim așa ca acasă, noi am pregătit și... Nici nu v-am văzut bradul. De multă vreme, așa, face-to-face și da. La emoție și mai mare. Uite, am pregătit și bradul, am dat drumul și la instalație. Practic, ce mai lipsește? Alberta și cu Ducu. Doi lipsesc, dar acum am reîntregit echipa. Eu să fac un live și pe Facebook, pe pagina noastră, dar bine. Și... Da? Începem! Primenește-ți gazdă casa, umple badra, pune masa, fă potecă prin grădină și-n privor pune lumină. Fă potecă prin grădină și-n privor pune lumină. Că
că venim de multișor. Drumul nu ne-a fost ușor, tot prin viscol, tot prin sloată, ziua toată, noaptea toată. Tot prin viscol, tot prin sloată, ziua toată, noaptea toată. Gerul iernii ne-a pătruns, dar de ajuns tot am ajuns, să-ți cântăm, să-ți colindăm, vestea nașterii să-ți dăm. Să-ți cântăm, să-ți colindăm, vestea nașterii să-ți dăm. Să te bucur, să te închid, de belșug pentru grădini, de mioare prin punoare, de credință și de soare, de noroc la iar mă rog, de copii pe lângă foc. Primenește-ți gazdă casa, mulțumesc, Duc. Uite, chiar acum, în acest moment, am primit pe WhatsApp un mesaj de la un bun prieten de-al meu, Costin, care mi-a spus, ce colind! Mulțumesc pentru emoție, mulțumesc pentru bucuria de a fi împreună. Vă reamintesc, suntem live pe Facebook, pe pagina România Actualități. Mulțumesc și pentru emoția aceasta. Este un alt mesaj trimis de Claudia. Sunt foarte multe mesaje, Ducu. Cred că întotdeauna colindele noastre românești 100% aduc acea bucurie. Știi că aveam nevoie, după o perioadă atât de grea, da, să ne bucurăm, să facem o pauză, să facem un reset? Și în zilele acestea, când am fost prin țară la Piatra Neamț, la Târgu Neamț, toți oamenii mi-au spus același lucru, că aveau o mare, mare nevoie de muzică și de colinde și s-au simțit dintr-o dată așa, duși în altă lume, în alt spațiu, datorită concertului nostru. Mă bucur, fiindcă, până la urmă, asta este meseria noastră. Artistul trebuie să aducă bucurii în sufletele oamenilor și când vezi că oamenii îți și spun, dar și le vezi pe fețele lor, fiindcă toți erau cu fețele zâmbitoare și mai mult, cu toate că purtau și măști la concert, concertele au fost în spațiu închis, au și cântat alături de mine și lucrul ăsta este cu totul și cu totul te emoționează. Ducu, uite, știi ce mai îmi scrie Costin, prietenul meu? Ne desfundă în bâxeala din suflet. Oh, extraordinar. Este medic. Este extraordinar. Da. Și cred că până la urmă trebuie să păstrăm, să nu ieșim foarte repede din această atmosferă atât de frumoasă și te-ai pregătit cu multe colinde pentru că suntem însetați, da, de muzică, însetați de emoție. Vedem și câte avem timp, și dar așa, cât de cât, știi? Coborât, a coborât ziurel de ziua, îngerul Domnului Sfânt. Ziurel de ziua, la păstori în Viflaim, ziurel de ziua, aproape de Ierusalim. Ziurel de ziua, păstorii l-au întrebat,
ziură de ziua, ce veste ne-a duci în sat. Ziurel de ziua, veste bună voi vesti, ziurel de ziua, de voi toți veți veseli. Ziurel de ziua, pe la cântător târziu, ziurel de ziua, Maica sfântă născu fiu. Ziurel de ziua, l-a născut pe fân curat, ziurel de ziua, și a lumii împărat. Ziurel de ziua. Ducu Berții, live la Radio România Actualități, sunt colinde de Crăciun care ne aduc atâta bucurie și ne fac întotdeauna să fim poate mai sensibili. Ți se pare, Ducu, că, nu știu, în această perioadă în care alergăm foarte mult, căutăm cadouri, căutăm să rezolvăm foarte multe probleme. Să ajutăm pe alții. Să ajutăm pe alții, sigur. Da. Mulțumesc, aș vrea să le mulțumesc ascultătorilor. Știi că în fiecare zi prezentăm câte o scrisoare a unui copil sărac de la țară. Și sunt incredibil de multe mesaje care vin din partea unor oameni ce vor să ajute. Mulți spun că de ce ajutăm doar de Crăciun? E bine că o facem chiar și de Crăciun, exact. Chiar și de Paști, până la urmă lucrul acesta momente, de a ajuta. Momente de asta, sigur. Parcă simți nevoia mai mult să te implici, să faci ceva bun. Ducu, știu că e o perioadă destul de aglomerată și pentru tine. Vorbeam chiar înainte de a intra în direct că aseară erai pe drum când Diana Domenico, producătoarea emisiunii, a sunat și te-a invitat aici în studio. Care a fost întâmplarea ultimelor zile ce te-a impresionat așa cel mai tare? Au fost mai multe întâmplări. Am avut un concert de în ajun de Moș Nicolae la Giulești, Comuna Giulești, în Maramureș, la mine acasă. Și am fost impresionat. Acolo am venit de la Bistrița, deci am venit așa, într-o mare viteză. Și când am ajuns în curte, în spațiu de lângă primărie, am văzut o grămadă de coconi, așa se spun la, da, la copii, o grămadă de coconi, toți îmbrăcați în costume populare de iarnă și care așteptau să colind și să colinde cu mine. Și m-a impresionat faptul că în momentul în care am început să cânt un colind de acolo, mai ales de acolo, foarte cunoscut în Maramureș, ei au început să cânte toți cântau. Ce colind ai cântat? Deschide ușa creștine. Știi că acum intuiești întrebarea, nu? Dacă crezi acum? O pot ruga pe Alberta să te ajute ca tu să ne oferi și acest colind? Da. Cred că trebuie să fie un pic acordată? Nu. 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 Bun. Numai că să știi că în Maramureș, când se cântă colindul ăsta, înainte de colindul ăsta, primești și o pălincă de prune. Știi? Imediat, se rezolvă. Am doi băieți în spate care rezolvă orice, crede-mă. Ei întotdeauna mă scot din orice încurcătură. Sunt cu mașina, nu. De data asta, nu. Deschide ușa creștine, deschide ușa creștine, că venim și noi la tine, la mulți ani, mulți ani cu bine. Drumul-i greu și-am obosit, drumul-i greu și-am obosit, e departe am venit, la mulți ani, mulți ani cu bine.
Noi la Viflaim am fost, noi la Viflaim am fost, unde s-a născut Hristos, la mulți ani, mulți ani cu bine. Și-am văzut și pe-a sa mamă, și-am văzut și pe-a sa mamă, pe care Maria o cheamă, la mulți ani, mulți ani cu bine. Cum umbla din casă în casă, cum umbla din casă în casă, ca pe fiul său să-l nască, la mulți ani, mulți ani cu bine. Umbla-n sus și umbla-n jos, umbla-n sus și umbla-n jos, ca să-l nască pe Hristos, la mulți ani, mulți ani cu bine. Umbla-n jos și umbla-n sus, umbla-n jos și umbla-n sus, ca să-l nască pe Iisus, la mulți ani, mulți ani cu bine. Mai târziu găsi apoi, mai târziu găsi apoi, ustaul mândru de oi, la mulți ani, mulți ani cu bine. Îngerii din cer coboară, îngerii din cer coboară, staulul de-l înconjoară, la mulți ani, mulți ani cu bine. Îngerii cu flori în mână, îngerii cu flori în mână, îmi plecesc mândră cu lună, la mulți ani, mulți ani cu bine. Pe cunună-i scris frumos, pe cunună-i scris frumos, astăzi s-a născut Hristos, la mulți ani, mulți ani cu bine. Care cu puterea sa, care cu puterea sa, mântui va el lumea, la mulți ani, mulți ani cu bine. La mulți ani, mulți ani cu bine. La mulți ani, mulți ani cu bine. La mulți ani și dumneavoastră și tuturor celor care ne ascultă. Of, Ducu, ce ne faci? Recunosc că este una dintre cele mai frumoase emisiuni pe care am realizat-o aici între prieteni. Mai avem 39 de secunde, dar știi ceva? Până la urmă nu contează muzica pe care o auzim aici la radio, vom merge până la publicitate. Ce dorință ai de Crăciun? Ce-ți dorești cel mai mult, Ducu? În primul rând să fiu sănătos. E lucru cel mai important. Chiar în momentele acestea, chiar ieri am vorbit cu colegi de-ai mei. Avem unul dintre colegii noștri care se simte destul de rău. Îmi pare rău, sănătate. Da, sănătate îi transmit și eu lui acum. Sper să ne poată asculta. Deci sănătatea e foarte importantă. Cel mai important dar pe care îl avem. Desori ni se întâmplă să nu îl prețuim așa cum trebuie și atunci când îl pierdem, exact, ne dăm seama că practic e tot ceea ce contează. Deci e cel mai important lucru. Mai ales anul ăsta, după cum a trecut, am realizat că mai presus de orice este sănătatea. Dacă e sănătos, poți să le duci pe toate, și pe alea bune și pe alea rele. În special pe cele bune. Acum să se adune, vorbim de cele rele undeva, nu știu, să le aruncăm undeva departe și să nu ne mai admintim atât de mult de ele. Să privim în față cu bucurie și cu speranță. 3 minute și 13 secunde. Atât mai am din această emisiune. Vreau să nu se termine niciodată. Din păcate, trebuie să ajungem și la punctul final, dar, Ducu, păstrăm un alt colind. Scoală gazdă din pătuț florile stalbe și ne dă un colăcuț florile stalbe. Că mămuca n-o făcut florile-s dalbe, sâtă deasă n-o avut florile-s dalbe. Pă cât sât-o căpătat florile-s dalbe, covatali s-o crepat florile-s dalbe.
L-o sfădit mama pe tata, florile-s d'albe, dice socre pacovata, florile, florile-s d'albe. Când covata o lipcit, florile-s d'albe, cu piciorul-i s-o urnit, florile, florile-s d'albe. Când cu piciorul o tocnit, florile-s d'albe, anul nou o și zânit, florile, florile-s d'albe. Florile, florile-s d'albe, florile, florile-s d'albe, florile, florile-s d'albe. Sărbători frumoase să aveți! Sărbători fericite, Ducu, mulțumim tare mult pentru prezența de astăzi. Din păcate, ne oprim aici, să ne revedem sănătoși și la anul și de fiecare dată să ne privim față în față, foarte aproape, fără măști, doar cu zâmbetul pe buze. Cred că asta este un alt lucru foarte important pe care ni-l dorim. În scurt timp urmează știrile orei 12, Cristian Băcăin va ajunge aici între prieteni, apoi dezbaterea de prânz. Eu sunt Daniela Mihai, mâine dimineață, imediat după știrile orei 9, ne reîntâlnim între prieteni, întotdeauna cu drag la Radio România Actualități. Să aveți o zi cât mai frumoasă și să vă meargă bine!